tehnică. Vine, descarc un Windows piratat. Ok, stai să trec de activare. Hackălește cumva activarea, ai niște patch-uri, niște șmecheră. Hackălește cumva sistemul de detecție verificărilor de antipiraterie care îți blochează Windows-ul și gata, are Windows ok. Numai că venim noi și în câteva luni mai scoatem un update de tip silent, cum îi zicem noi, practic un update pe care utilizatorul nu-l vede, care se instalează silent pe calculator, este ascuns sub alte update-uri și care update vine și înlătură toate schemele, dezactivează toate schemele de blocare a sistemelor antipiraterie. Și se trezește userul cu Windows-ul piratat care se blochează și rea de la cap. Vece, da, domnule, dar n-a plătit niciun ban. Dar cât timp a stat să meșterească acolo? Și dacă stai să te gândești cam cât timp a pierdut să convertești acel timp în bani, la sfârșitul zilei s-ar putea să ieși mai scump decât licența Windows. Sau licența softului pe care l-ai piratat. Calculul este mult mai simplu în momentul când vorbim de utilizator obișnuit, care trebuie să-și cheme vecinul, cum spune tu, sau să se ducă în retail, să-i plătească la ora de vin de calculatorul 50 de lei. Cam atâta, eu vă zic eu, instalarea de Windows. În București e un milion. Un milion. Orașele mari e un milion jumate, chiar dacă pune și office. Da. Un milion. Hai să ținem un milion. 50. Da. Hai să punem așa la un milion. Da? Vă zic o chestie. Din 3 instalări și-a plătit Windows-ul. Da? La 3 instalări tocmai și-a plătit tot Windows-ul. Spune că după a 3 instalări urmează a 4-a, a 5-a, a 6-a, pentru că noi tot dezactivăm. Sau versiunea piratată este compromisă. Cum spunea și Iațint, foarte multe dintre versiunile aflate pe torente au nu neapărat virus, dar o chestie mult mai perversă decât un virus. Au băgate rootkit-uri care pot să-ți preia informațiile personale și tu absolut habar n-ai că ăla scanează tot timpul din ce vei tu pe calculator, după credit card, după date personale, chestii de valoare pe care ți le ai să le transmite mai departe, fără să știi tu nimic. Da? Și la sfârșit chestia asta s-ar putea să te coste mult mai mult. Știi care e chestia? Lumea știe. Am comunicat foarte des chestiile astea și inclusiv cu filmulețele pe care le-am realizat nou aici sunet pe youtube.com/romicrosoft. Am să dau puțin play la chestia asta, protejează-te. Da? Fără sunet. Educă utilizatorul. Încearcă să educe utilizatorul referitor la acest lucru. Software piratat poate să conțină porcării. Nu ești protejat. Dar știi ce zice lumea? Nu mi se va întâmpla tocmai mie. Tocmai mie să mi se întâmple. Nu. Până când mi se întâmplă tocmai lui. Da. Și atunci, vai, panică, mi-am pierdut datele. Mi-am pierdut lucrarea de diplomă. De ce? Că foloseam un software piratat. Un alt argument care deseori îl aud este puterea de cumpărare a României. Dom'le, cum îndrăznim noi firme de software să venim să pretindem bani pe software românilor care abia au din ce să trăiască? Nu suntem exagerați la acest lucru. Sunt multe cazurile în care studenți pot, de exemplu, beneficia de software Microsoft gratuit. Sunt subscripții MSDN oferite universităților, sunt foarte multe universități tehnice din România ale căror studenți beneficiază de Windows gratuit și de software-uri Microsoft gratuite în valoare de sute de mii de euro. Le pot folosi gratuit. Da, le pot folosi gratuit și după ce termină universitatea. Ok? Sunt multe cazuri unde mai facem și donații de software și sunt foarte multe cazurile în care software-ul Microsoft este mai ieftin. În funcție de instituții educaționale sau de laptopuri de tip netbook care au Windows-ul preinstalat, acolo, într-adevăr, prețurile puțin diferă. Dar, ce vreau să spun? Ce mă enervează foarte tare este când văd laptop la prețuri mari, gen 50 de milioane, fără Windows. Ce dracu poți să faci cu un astfel de laptop? Îl iei și ce faci? Ai dat 1500 de euro pe el. L-ai luat fără Windows, ai făcut un super gheșert. Și după aia stai și cu barta e racheta acolo, te chinui și te întrebă, dar de ce încreșuiește? De ce îmi dă blue screen-uri? Dar ce se întâmplă aici?
Dar de ce tocmai am cumpărat de 3.000 de euro niște haine din Brazilia? Ok? Și chestiile astea s-au întâmplat. Din păcate, sunt foarte multe lucruri cu care ne luptăm. Situația, în schimb, arată optimist. Arată optimist, în primul rând, că mă uit cum a scăzut rata pirateriei. Scădere de un punct, la ce suntem, la 64%? Depinde cum o măsori. Ce zici tu, e rata pirateriei măsurată de BSA, care este Business Software Alliance, în care intră mai multe firme, numai Microsoft, Adobe, Autodesk, Symantec, și să măsoară o rata pirateriei pe aceste... pe toate aceste firme. Nu este atinsă zona de consumer, că așa îi zice și organizație, Business Software Alliance. Și rata pirateriei în măsoară, evident, calendaristică, anul trecut a fost 65%, în 2 ani înainte, 66%, în condițiile în care Worldwide a crescut în 2009, de la 41 la 43, ceva de genul ăsta. Deci și în multe țări, din cauza crizei economice, a crescut sau a stagnat. De altă parte. Acum, zi, te rog. Că vreau să fac o comparație între rata pirateriei aceasta, care este oficială, BSA, și rata pirateriei Microsoft internă. Aici noi nu o calculăm noi în intern, nu o putem da publicității, dar pot să vă zic că este sub 50% în România la momentul, la momentul acesta. Și este, deci, acel 65% care îl vedeți peste tot, include mult mai multe aplicații, mult mai multe programe, din punctul nostru de vedere, cum o calculăm și estimăm noi, pe produsele Microsoft este sub 50%, chiar anul ăsta zicem că ne apropiem, sunt de 40% mai mult decât de 50%. Anul ăsta fiscal la noi, în sfârșit nu... Bine, calculează pe business, pe produsele BSA are o metodologie, cum să zic, mai complicată, practic toate produsele Microsoft, mai puțin zona de jocuri, intră aici. Deci și Windows-ul pe care tu îl cumperi ca un consumator final, intră tot aici, tot în studioul ăsta. Deci nu prea intră, e separarea făcută pe produse, cumva. Cam zona de jocuri e scoasă. Și asta am vrut să zic. Dar uite, dacă tot am observat piraterie, interesant e că în, avem dublu gratis piraterie din Uniunea Europeană, deci ca să vă dați seama ce de parte suntem. Noi și Bulgaria, evident, suntem ultimii intrații, nu e și cu cea mai mare rata piraterie. Bulgaria cred că are 66%, deci cu un punct mai mult ca noi. Nu vorbesc, evident, Ucraina, Rusia au mai mult, deși Rusia nu are chiar atât de mult, poate la cât v-aș așteptat, are cam 68%. Dar vreau să vă spun, apropo de ce se discută de mentalitate, deci după România și Bulgaria, țările din UE cu cea mai mare rată a pirateriei, să știți că nu sunt Ungaria sau Cehia. În Ungaria e 41%, ca să vedeți ce diferență mare față de noi, totuși. În Cehia nu vorbesc, că e 30 și un pic, 31, 32, 33, pe acolo. Sunt țările latine. Deci în Italia e peste 50%, deci mult mai mult decât în Ungaria, în Cehia, Spania la fel, Portugal. România și Bulgaria. După care țările latine, care au un nivel de trai mai ridicat decât Ungaria și Cehia. Exact. Și chiar vorbeam cu colegul meu, că m-am băgat și eu în vorba așa, ca de ce mă ocup de la tine, dacă nu vă așa. Și chiar vorbeam cu colegul meu italian, că are aceeași problemă de mentalitate. Chiar și dacă costă, faci discount-ul de 50%, de 70%,